Trei persoane, printre care un copil, au decedat aseară în două accidente teribile. Primul a avut loc pe drumul Unghen-Cetere în Două automobile s-au lovit frontal. În urma impactului, unul dintre șoferi, un bărbat de 62 de ani, a decedat pe loc. Celălalt șofer, un tânăr de 23 de ani, a fost transportat la spital cu multiple răni, însă a decedat la scurt timp. Automobilele au fost făcute zob. Cel de-al doilea accident s-a produs în orașul Kamenka. Un adolescent de 14 ani a urcat la volanul automobilei automobilului tatălui său și a condus pe contrasens pe un drum cu sens unic. În mașină se mai aflau alți doi băieți și două fete cu vârste cuprinse între 14 și 15 ani. Băiatul a pierdut controlul volanului, iar mașina s-a izbit într-un gard și s-a răsturnat. Minorul de la volan și trei pasageri au fost grav răniți și au fost internați la terapie intensivă. Unul dintre pasageri a murit. Poliția cercetează ambele cazuri. Iar un motociclist s-a născut în cămașă, el a scăpat cu viață după ce în plină viteză a intrat într-o mașină. Motocicleta a luat foc și a ars ca o torță. Accidentul s-a produs astăzi în satul Pelivană, raionul Orhei. Imaginile video de la fața locului au apărut pe rețelele sociale. În urma impactului nu au fost raportați răniți. În schimb, între timp, două persoane au ajuns la spital după ce mașina de taxi cu care se deplasau s-a lovit violent cu un camion. Impactul s-a produs pe drumul Chișinău-Anenii Noi. Toate circumstanțele urmează a fi stabilite.